pentru cazurile cele mai rele vom face cuve de beton turnate în interior cu pereți de beton să reîntregim aliniamentul rigolei, iar în alte cazuri unde conductele sunt mai jos, sunt apropiate de nivelul de fund al rigolei, vom băga niște tuburi de PVC care vor fi înglobate în beton în așa fel încât partea superioară a betonului să fie la fața rigolei. Deci apa lovește, pluvială, da? Da. Lovește în beton și trece prin conducta de PVC care va fi. Noi avem aici un 30 de centimetri, vom băga o conductă de 250, adică de 25 de centimetri, spațiul care rămâne se va umple cu beton și într-o parte și într-alta, plus beton pe toată zona respectivă. De ce alte probleme v-ați lovit aici pe teren când ați început? Păi, principala problemă au fost aceste racorduri care sunt foarte sus. Asta a fost principala problemă de care ne-am. Deci noi vom adapta fiecare soluție care o avem trecută în documentație în funcție de situația din teren. Deci cele mai mari probleme de care v-ați lovit, care au fost? Au fost legate de aceste racorduri de termoficare? Da, cele mai mari probleme legate de racorduri. Și astea de când sunt aici? Adică, eu știu... Sunt executate de acum 4-5 ani aceste racorduri. Așa au fost ele executate la vremea respectivă. Noi acum trebuie să adaptăm proiectul nostru la situația reală din teren. Racordurile de termoficare vor funcționa așa cum au funcționat și în anii precedenți. Înțeles. Vă încurcă, vă întârzie lucrarea aceste probleme? E puțin, dar sperăm să recuperăm timpul pierdut cu aceste lucrări prin efectuarea altor lucrări mai rapid. Momentan lucrările decurg exact conform planificării, cu mici întârzieri care se pot recupera datorită racordurilor la termoficare pe care le și vedeți, ceea ce presupune o rezolvare locală și independentă funcție de fiecare situație în parte. Soluții tehnice sunt, deja se lucrează la depășirea problemelor, urmând ca această stradă sau porțiune de stradă a Călăraș pe care suntem în momentul ăsta, în următoarele 2 săptămâni deja să fie la stadiu de piatră spartă și stratul de bază să fie realizat, ceea ce va permite locuitorilor să nu mai se afle în acest disconfort creat temporar de un șantier în lucru. Ce lucruri urmează să fie făcute pe această stradă și în zonă, de ce nu? Toată strada aceasta, începând de jos, de unde suntem noi acum, intră într-un program de reabilitare, ceea ce înseamnă, începând de la excavații, înlocuirea straturilor de bază cu compactare, cu straturi de piatră, de asfalt, va arăta ca o stradă nouă, inclusiv cu toate straturile de fundație și de bază făcute să mențină o durată de viață de cel puțin 20 de ani, fără ca să întâmpinăm dificultăți datorită pantelor care sunt pe această stradă de a repara în fiecare an, așa cum se mai întâmplă din cauza ploilor sau infiltrațiilor. De când nu a mai fost făcută o astfel de lucrare pe o astfel de stradă și în ce stadiu era atunci când ați început lucrările? Dacă spuneți pe o astfel de stradă, noi cel puțin în ultimii 3 ani tot facem regulat lucrări, funcție de fiecare stradă în parte, lucrări mai de amploare cum sunt și aici sau de întreținere pentru străzile care permit astfel de lucrări. Strada în fapt pe care suntem acum nu cunosc să fie avut o reabilitare în ultimii cel puțin 30 de ani, fapt care se poate confirma și din straturile care le putem vedea sub asfalt de piatră cubică, modalitate care era în practică acum ceva zeci de ani.
De... Se poate spune cu alte cuvinte că lucrările de întreținere ar fi costat mai mult în timp adunate decât o astfel de lucrare care e făcută bine de la început. O lucrare de întreținere pe o astfel de stradă, ca și investiție imediată, ar fi fost mult mai ieftină, dar ca și cost total al în exploatare, ulterior ar fi dus la niște costuri mult mai mari și fără să aibă o eficiență în timp. Fapt pentru care s-a decis pentru anumite străzi, printre care și acesta, niște lucrări de modernizare durabile care să permită și să gestioneze în timp o investiție bună. Au mai avut, eu știu, zonă de captare a apelor pluviale până acum sau e ceva nou? Pentru strada asta este ceva nou, nu a fost gândită inițial și un sistem de scurgere, de preluare a apelor pluviale. Noi încercăm pe cât posibil să luăm pentru toate străzile unde este necesar și luăm în calcul și captarea apelor pluviale. Că domnul primar, eu am fost mulțumită întotdeauna de el și de domnul viceprimar, de toată lumea din primărie. De când ați mai văzut asfalt să fie făcut de la zero pe strada asta? De câți ani? Eu stau de 20 de ani aici. Și niciodată? Nu l-am văzut, nu. Suntem pe strada Energiei, prima porțiune, la care se lucrează de aproximativ o lună și jumătate. Lucrăm pe de-o parte noi, primăria orașului Cernavodă, și inclusiv Raja în paralel a schimbat conducte de apă, astfel încât să nu fie probleme. Acum suntem în stadiu de pregătire pentru asfaltare, mai trebuie să capacele de cămin să fie livrate și montate, după care putem să asfaltăm. Propunem în următoarele 3 săptămâni să reușim să fim la faza de asfaltare, cel puțin pe porțiunea aceasta, urmând să continuăm cu strada Energiei în zona stadionului.